Bună seara, stimați telespectatori! Bine v-am regăsit la Orizontul Cunoașterii și vă invit să urmăriți astăzi o emisiune cu multe lucruri interesante și folositoare. Recunoașterea emoțiilor, gestionarea lor și empatia sunt lucruri care sunt foarte importante pentru că ne ajută să ne facem viața mai bună și, de asemenea, să avem și succes în afaceri, pentru că se folosește și în afaceri această deci, recunoașterea emoțiilor și lucru cu ele. Am invitat astăzi în studio o veche prietenă pe care mulți o cunoașteți, pe Adina Mironesei. Bine ai venit! Mulțumesc. Este trainer și consilier de dezvoltare personală. O să invit să ne spună câteva lucruri despre acest subiect. Am ales acest subiect deoarece emoțiile pot să ne salveze viața, să ne o facă foarte bună, dar pot în același timp și să ne o distrugă. Faptul că reacționăm de obicei pe baza unui impuls emoțional și majoritatea acțiunilor noastre sunt pe baza impulsurilor emoționale. Din această cauză avem multe acțiuni pe care le regretăm mai apoi. Din acest motiv am considerat că emoțiile și gestionarea lor constituie un subiect important și util pentru cei care ne urmăresc. Inteligența emoțională este o arie care a fost dezvoltată de mulți psihologi, dar a rămas, să zic așa, mai mulți oameni au auzit de Daniel Goleman, care a lansat termenul de inteligență emoțională, deoarece s-a gândit că este un termen potrivit pentru gestionarea emoțiilor. Ce înseamnă mai exact inteligența emoțională? Înseamnă înțelegerea propriilor emoții, gestionarea acestor emoții personale și prin gestionarea lor creșterea calității vieții și, nu în ultimul rând, recunoașterea emoțiilor în ceilalți, în cei cu care avem o comunicare sau relaționăm sau ne sunt prieteni sau așa, acest lucru ne permite să îi înțelegem mai bine, să avem relații mai bune și să fim alături de ei când ei trec prin momente mai dificile. Nici nu mai are rost să amintesc de ce să facem asta, de ce să fim alături de ei, de ce să învățăm despre emoții. Cum spuneam mai devreme, ele își pun amprenta în fiecare secundă din viața noastră. Și înseamnă foarte mult să știm la un moment dat, într-o anumită discuție, să știm să ascultăm, să știm să ne controlăm impulsurile emoționale, pentru că, așa cum am spus, relațiile pe care le avem depind de acestea. Un lucru foarte important este faptul că inteligența emoțională este cumva, coeficientul de inteligență emoțională, că există un astfel de coeficient, este cumva mai important decât coeficientul de inteligență, IQ, cum mi se mai spune, deoarece am cunoscut mulți oameni care au un IQ mediu și au succes în viață, au relații foarte armonioase, au succes în afaceri și în general în relațiile pe care le au. Și de asemenea am cunoscut oameni cu un IQ foarte mare, dar care nu au o inteligență emoțională dezvoltată și care au ajuns să nu mai poată gestiona eșecurile din viața lor, tocmai din acest motiv că nu știu să relaționeze și nu știu să
nu știu să relaționeze din cauza că se lasă pradă da, acestor... Pierd controlul își pierd controlul și au accese de furie. Au accese de furie. De, și în felul ăsta își îndepărtează pe cei din jurul lor. Își îndepărtează, da, pe cei din jurul lor. Deci, practic, am ajuns la concluzia că și personal și mai mulți oameni, mai mulți psihologi, și oricine poate să-și dea seama că un om care știe să, un om blând, un om care știe să-și gestioneze emoțiile, este mult de preferat în față de un om care are o capacitate intelectuală foarte mare, dar care, cu care nu te poți înțelege. Din acest motiv, adică este ușor de înțeles că oamenii care nu au, nu își pot gestiona emoțiile, nu se pot integra social, nu știu să gestioneze nici măcar un conflict sau sunt incapabili de a-și construi o familie sau dacă reușesc să aibă o familie, nu reușesc să o mențină. Ajung imediat la divorț și astfel de lucruri, tocmai din cauza că, fiind incapabil să-și gestioneze propriile emoții, nu sunt capabili nici măcar să empatizeze, pentru că empatia este o abilitate destul de, știu eu, de nivel înalt în gestionarea emoțiilor și în inteligența emoțională. Din ce am observat din mai multe studii, există niște emoții de bază și emoții complexe. Emoțiile de bază sunt acelea frica, furia, tristețea, dezgustul, disprețul și rușinea. Le-am ales pe cele negative pentru că acelea sunt mai de interes. Pe cu cele pozitive ne descurcăm noi. Nu-i bai. Nu ne fac rău. Nu ne fac rău, da. Frica, să începem cu frica. Frica este o emoție copleșitoare, nu că furia n-ar fi, dar frica e cea care ne paralizează prima dată, pentru că tot corpul nostru reacționează la această emoție. Este, cum spuneam, copleșitoare. Să vedem de unde vine frica. În cele mai multe cazuri, aș îndrăzni să spun în 99% din cazuri, frica provine dintr-un scenariu pe care îl avem în mintea noastră, pe care gândurile din capul nostru îl prepară, cu privire la ceea ce se poate întâmpla cel mai rău. Cum am fost, trăim într-o societate în care se pune accentul pe pregătește-te pentru ce e mai rău. Este bine să ne pregătim pentru ce e mai rău, dar uităm, deoarece intrăm în aceste frici, uităm să ne pregătim și pentru ce e mai bine. Și mi s-a întâmplat chiar în viața personală să mă opresc de la foarte multe acțiuni care nu ar fi rănit pe nimeni, erau niște acțiuni personale pe care nu le-am făcut din astfel de frici, din astfel de gânduri limitative pe care le-am auzit tot timpul în familie, în societate, în școală, oriunde. Nu ești în stare, nu ești destul de bun și toate lucrurile astea. Mi-a luat foarte mult timp până să încep să fac seminarii, de exemplu, deși aveam toate calificările necesare pentru asta, pentru simplu fapt că mereu mă gândeam că nu sunt destul de bună. Deci tot timpul până mi-am dat seama și am avut bun prieten care mi-au repetat de suficiente ori că într-o astfel de muncă niciodată nu te vei simți perfect pregătit, ci experiența o capeți făcând acel lucru, deci efectiv fiind trainer și fiind consilier. Nu poți să aștepți până mintea ta te consideră perfect, pentru că perfect nu există. Perfect nu există, da. Și foarte mulți oameni nu fac ceea ce își doresc,
nu îndrăznesc măcar să intre într-un domeniu, indiferent de vârstă, pentru că frica se manifestă și la vârste foarte fragede, frici din astea cum au adulții, deci au și copiii și tinerii. Nu îndrăznesc să se lanseze într-un domeniu dacă nu sunt suficient încurajați de ceilalți și nu găsesc pe cineva care să-i sprijine să-și îndeplinească visele pe care le au. Deci, frica, bine, eu m-am referit la un anume tip de frică. Există și frici întemeiate. Dacă mă duc, nu știu, într-o excursie pe munte, s-ar putea să mă prindă o furtună și s-ar putea să, nu știu, să cad într-o prăpastie. Acestea sunt frici întemeiate, dar culmea este că puține sunt fricile întemeiate, cele mai multe sunt frici din acestea mici, frica de vorbitul în public, frica de judecățile celorlalți. Astea sunt cele mai întâlnite și cele care ne fac cel mai mult rău. Eu zic că astea sunt provin din amintirile noastre celulare, deci care s-au impregnat în celulele noastre, pentru că provin din copilărie, nu ne mai aducem aminte de ele. Poate cineva a râs de noi când am vorbit. Absolut. Poate, da. Poate cineva ne-a ironizat, poate cineva... Nu cred că, da, dar nu cred că nimeni nu cred că a scăpat în viața lui fără să fie ironizat în copilărie. Acesta este, face parte din soluție, că am zis că să dau și gestionarea acestor tipuri de frici. Referitor la gestionare, trebuie să facem niște conștientizări. Conștientizarea este baza rezolvării tuturor acestor emoții. Și referindu-ne la frica de judecățile celorlalți, care este cumva cea mai întâlnită, este generală, adică oamenii nu îndrăznesc să-și exprime părerea într-un anumit context, din cauza că se tem că nu au o părere avizată sau nu sunt destul de capabili sau nu au un limbaj, știu eu, academic și ceilalți vor râde, deci oricum am luat-o. Dar conștientizarea... Este și frica de a vorbi în public, adică din cauza emoțiilor proprii. Da, dar emoțiile tocmai de aici vin, tot din cauza că nu ne ridicăm la un anumit standard. Da, pentru asta trebuie să avem curaj. Dacă nu avem curaj, nu facem niciodată nimic. Curajul și disponibilitatea de a greși și de a fi ironizați. Să fim disponibili, să ok, nimeni n-a fost, deci una din conștientizări este 1. Nimeni nu a scăpat nejudecat. Dar cel mai mult ne judecăm singur. Absolut. Chiar vreau să, făcând o paranteză, sau trebuie neapărat să amintesc de asta, fac parte dintre persoanele care se judecă mult, mult mai aspru decât este judecat din afară. Rare ori, dar mai practic sportul ăsta, nu zic. Este cumva constructiv, pentru că de fiecare dată nu este constructiv dacă îl duci la extrem. Adică dacă doar asta faci, dacă doar te judeci. Pentru ca să-ți îmbunătățești. Dar ca să-ți îmbunătățești, știu eu, abilitățile, este necesar să ai o doză minimă de nemulțumire și autocritică față de tine, pentru că aia te împinge către mai mult. Da. Dacă aplicăm un lucru care mă deranjează, deci să nu recunosc, este că apare foarte des pe Facebook, pe internet, nu că mă deranjează, observ și aș vrea să iau atitudine cumva, acea frază cu ești perfect așa cum ești. Ești perfect așa cum ești. Adică dacă toată lumea e perfectă fix așa cum e, de ce trăim în lumea asta? Adică de ce sunt conflictele care sunt? De ce avem o viață de care avem? Adică nu știu cum de nu-și pun oamenii problema, cei care sunt foarte înverșunați în chestia asta cu ești perfect așa cum. Totul e perfect așa cum este. Dragilor, la nivel macro, poate... Într-adevăr, nu poate, sigur, mă refer la dincolo de gânduri, dincolo de așa unde se află doar conștiința pură, deci, acolo totul e perfect așa cum este. Eu zic așa, da, aici nu. Da, ar trebui spus altfel. Totul este așa cum trebuie să fie.
Pentru că în stadiul în care suntem acum, așa trebuie să fie. În stadiul în care suntem acum, da. Dar fix așa cum trebuie să fie, da, dar doar că trebuie explicat. Dar nu perfect. Nu, trebuie explicat ce înseamnă totul e așa cum trebuie să fie, conform condițiilor în care se desfășoară lucrurile. Adică conform lipsei de conștiență pe care o avem, majoritatea, adică conform gradului de conștiență, deci cât de conștient suntem când facem o acțiune. Cu siguranță șeful casei de asigurări când a băgat mâna în banii noștri, ce grad de conștiență poate fi aia când nu te gândești la, decât la tine și familia ta? Deci cam ăsta e gradul de aici conștiență. Aici putem spune grad de conștiință mai mult decât grad de conștiință. De, conștiență n-a fost deloc. Da, dar eu mă refer la conștiență, la conștiență în sensul că a fi conștient de acțiunile tale și nu doar de acțiuni, ci de consecințele, mai ales nu de numai asupra ta, și asupra celorlalți. Nu doar asupra ta, ci asupra tuturor. Pentru că orice s-ar spune, chiar dacă nu credem că suntem interconectați, este evident că acțiunile lui au repercusiuni asupra întregii populații a României, chiar dacă zice, păi pe mine nu m-a atins cu nimic. S-a întâmplat încă sau încă nu. S-a întâmplat să nu fii chiar în primul, în prima fază. Dar în fine, revenind la frică, deci gestionarea ei se face conștientizând că nimeni nu a scăpat nejudecat, dacă e să mă refer la frica de judecata celorlalți, pentru că este foarte întâlnită. Este una imaginară, pentru că se poate întâmpla ca lucrurile pe care le spunem să fie inofensive și atunci să nu fii judecat, sau mulți oameni le e teamă să nu fie considerați proști, idioți și alte lucruri. Întotdeauna va exista cineva și nu doar o persoană, dacă te apuci și vorbești la o televiziune, fie ea și locală, întotdeauna se vor găsi oameni să-ți spună că ești prost. M-am obișnuit cu asta, nu e nicio problemă, îi pot asigura pe toți. Nu sunt sau era o replică într-un film care mi-a rămas și am e ca un clip motivațional în care spune nu rețin din ce film, în care un maestru îi spune discipolei, era o femeie, îi spunea întotdeauna există cineva mai bun ca tine. Atâta vreme cât știi chestia asta, n-ai de ce să-ți faci probleme, adică ești undeva la mijloc. Frica de a fi judecat sau de a fi considerat prost și, pe de altă parte, întotdeauna să fii conștient, asta înseamnă să ai bun simț, da? Și să fii conștient că există cineva mai deștept ca tine, mai inteligent, mai bun, mai blând, mai nu contează. Deci, în felul ăsta, ești undeva la mijloc și ești ok. Adică, cred că asta creează un echilibru. Nu spun că a fost simplu să ajung la să ajung să pot să mă exprim în fața unei camere de luat vederi. Nu spun că a fost simplu să mă expun, să-mi expun experiențele personale la seminarii, la seriile de povești. Nu spun că a fost simplu, dar acum privind în urmă, cred că au fost momentele de cele mai frumoase, cele mai care au creat o intimitate între membrii grupului, între cei prezenți și nu a fost în zadar. Sunt momente de care mi-aduc aminte cu foarte multă recunoștință că le-am trăit și că am avut curajul să spun acele, să dau din experiența personală, din ceea ce am trăit în viața mea. În fine, ca să nu o lungim cu frica, așa, deci ca un mic rezumat de o frază, frica provine de obicei din scenarii făcute de mintea noastră și provine din faptul că vrem să controlăm și nu doar frica, mai sunt și alte emoții care provin din aceeași sursă, dorim să controlăm evenimentele. Evenimentele, oamenii, tot ceea ce ni se întâmplă. De asta filozofia aia cu ghilimele, aia cu crearea realității a avut un asemenea succes.
Pentru că oamenii au o obsesie în acest sens de a controla, de a-și crea realitatea lor, care vor ei. Nu mai vreau să amintesc aia cu facă-se voia ta, care e total contradictorie cu crearea realității, dar oricum, deci dorința noastră de a controla este total inutilă. De întâmplat, noi putem face totul ca un eveniment să se întâmple așa cum vrem și tot există o mulțime de posibilități în care evenimentul respectiv să se întâmple altfel. Deci putem face totul și tot să nu se întâmple așa cum ne dorim noi. Dacă intervine ceva un cât de mic amănunt care să schimbe realitatea. Da. Și din acest motiv, dacă ne împăcăm cu această incertitudine, dacă înțelegem că, ok, voi face totul ca să fie bine, dar unii mă vor judeca, unii vor spune că sunt prost, unii că sunt fraier, că sunt idiot, că sunt, nu știu, retardat sau nu știu să scriu în limba română, altă obsesie care e acum pe Facebook. Dar nu doar acum, cred că e de mult. Ok. Ce facem? Deci devenim conștienți de treaba asta, respirăm, da? Respirăm, ne centrăm, ne amintim aceste lucruri și pășim în față, acționăm. Cred că respirația este tehnica cea mai bună pentru toate emoțiile. Pentru toate emoțiile, da. Pentru toate emoțiile. Deci respirăm, ne centrăm, acceptăm incertitudinea, conștientizăm faptul că nu putem controla tot și mai ales nu putem controla părerea celorlalți despre noi. Indiferent cât ne-am străduit, nu reușim asta. Trecând la furie acum, furia este iarăși o emoție copleșitoare, care provine din neacceptarea realității așa cum este ea. Din faptul că, și m-am referit acum la general, neacceptarea realității așa cum e, din faptul că ceilalți nu reacționează așa cum ne așteptăm noi, uităm că ei gândesc diferit, că ei au avut alte experiențe de viață, că indiferent dacă am mers la aceeași școală, dacă am făcut aceeași școală, nu contează, în altă scundă ca să fie. Deci nu contează că am făcut aceleași școli și aveam aceeași vârstă și aveam aceeași, nu știu, habar n-am. Gândim diferit, pentru că am trăit experiențe diferite, avem ceea ce se numește o hartă mentală diferită. Din cauza că uităm treaba asta, noi ne înfuriem că ceilalți nu înțeleg printre rânduri de parcă ar trebui. Deci avem pretenții de la oameni să înțeleagă fără să spunem. Mi s-a întâmplat, dar cred că ori a trăit toată lumea, ori a întâlnit toată lumea acest caz. Doi prieteni sau soț-soție când spune, dar cum, dar nu și-a dat seama? Păi, deci așteptăm ca cei din jur să-și dea seama că noi avem o nevoie, să nu trebuiască să spunem, să nu trebuiască să cerem. Avem aceste pretenții de la ceilalți ca ei să-și dea seama fără să comunicăm. Și din aceste nemulțumiri și pretenții, și cum am spus, uităm că oamenii gândesc diferit, că au moduri diferite de a-și exprima până și iubirea. Deci iubirea oamenii și-o exprimă diferit. Cele 5 limbaje ale iubirii este una dintre cărțile care ar trebui să descalțe pe toată lumea referitor la acest subiect. Iar o să continuăm cu subiectul, okay. Cu emoția, cu furia. Cu furia. N-avem după cum o pauză uita. De publicitate. N-avem cum uita. Revenim. Am revenit în emisie și o să fac și eu un comentariu legat de furie. Deci am observat că foarte reactivi, deci unii oameni care sunt foarte reactivi, se manifestă furia imediat. Dacă ai spus ceva împotriva convingerilor lor, imediat reacționează furioși, că nu e așa, sau dacă cumva le sunt lezate interesele, nu? Pentru că totdeauna fiecare om vrea să aibă el întâi și pe urmă ceilalți. Da, mai e și interese și dreptate.
Deci boala acestui secol este dorința aia de să am dreptate. Nu mă refer la dreptatea, asta se manifestă nu dreptatea știu, mă minții. Refer la dreptatea că eu, eu gândesc corect, eu gândesc așa, restul toți gândesc greșit și nu pun lucrurile cap la cap. În fine, asta e perioada în care trăim. Așa, vorbind de, vorbeam de furie, furia poate fi controlată printr-o rațiune, printr-o judecată profundă a fiecărei acțiuni și prin stăpânirea de sine. Astfel poate fi controlată furia și prin acele conștientizări. Când am spus rațiune și judecată profundă, am spus reamintirea, nu știu, cu o ancoră cumva, să ne amintim că ceilalți nu gândesc la fel ca noi, că nu putem controla toate lucrurile, că nu totul este în controlul nostru și să, având aceste conștientizări, furia este inutilă, după părerea mea, nu este productivă nici măcar pentru corpul fizic, pentru că creează niște reacții chimice total nesănătoase și deci nu ne face bine nouă înșine. Cred că este emoția care ne îmbolnăvește cel mai repede. Absolut, da, da. Și frica și, și furia. Frica și furia. Da, da, da. Nu într-o mai mică măsură tristețea, a treia emoție de bază, sursa tristeții fiind neconcordanța dintre așteptările noastre și realitate. Și când spun realitate, mă refer alți oameni, situații în care ajungem sau știu eu. Deci noi avem niște așteptări ca lucrurile să se întâmple într-un fel și ele să se întâmplă cu totul altfel decât am programat noi. Cum am spus și la emisiunea cu depresia, soluția la tristețe și depresie și nu doar acestea, ci și celelalte, este înțelegerea funcționării minții noastre, înțelegerea faptului că un gând nu trebuie neapărat crezut, adică în sensul că avem posibilitatea să ne alegem gândurile și poate o să facem o emisiune și despre minte, gânduri și alegerea lor și cum, ce înseamnă să gândești corect și sănătos. Așa, și înțelegerea funcționării minții, schimbarea mentalității, da, în virtutea lucrurilor care le-am spus mai înainte, recomandat pentru tristețe, tot ce am spus pentru depresie. Plimbări în natură, socializare, știu eu, stabilirea unor scopuri, deși pare ciudat, când ești în depresie, îți lipsește ție bucuria, dar dacă reușești să faci un om să zâmbească, atunci și tu simți acea bucurie inevitabil și de aceea spun că ați stabili un scop, nu știu, de a-i ajuta pe alții, de a face voluntariat undeva, treaba asta te scoate din tristețe. Adică, inevitabil, când vezi alți oameni, alte cazuri, alte situații de viață, alte povești de viață, este inevitabil îți schimbi și starea. Adică nu ai... Înlăturarea cauzei, așteptările. Deci așteptările, asta da. Asta este primul. Bine, primul acum treaba cu așteptările, nu putem funcționa, adică nu am cunoscut pe nimeni care să nu aibă deloc așteptări. Și e ceva normal, adică ne și ajută. Depinde ce așteptări. Da, 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 bine, să nu fie SF, niște așteptări SF. Dar ele sunt și productive, în sensul că dacă organizezi un eveniment, este normal ca tu să ai niște așteptări, în sensul că, ok, am contactat nu știu ce persoană, am închiriat nu știu ce sală, adică planifici ceva, nu poți face de unul singur, hai să văd, m-am trezit dimineața, hai să văd, oare fac un seminar azi sau nu fac. Sunt lucruri care nu se pot face doar așa când trebuie pregătite din timp. Și atunci normal că ne formăm și așteptări, că n-avem cum, nu? Așa, deci, cum am spus,
Tristețea se rezolvă prin conștientizări, în primul rând prin conștientizări, de fapt ca și celelalte emoții. Deci a deveni conștient ce înseamnă și de unde vine acea emoție, acele gânduri, acea emoție. Da. Mai există dezgustul și disprețul. Le-am pus pe amândouă sunt asemănătoare. Pentru că sunt cumva asemănătoare, în nuanțe diferite. Da. Apar, după părerea mea, apar ca urmare a aspectelor noastre neasumate, respectiv a umbrei, despre care am mai vorbit. Am avut chiar 2 sau 3 emisiuni despre umbră. Ceilalți ne produc dezgust în momentul în care nu suntem de acord cu acțiunile lor și nu înțelegem de ce fac ei acele acțiuni. Disprețul este tot ca disprețul e diferit pentru că este urmarea unei superiorități pe care considerăm că o avem față de ceilalți. Din punctul meu de vedere, dacă e să vorbesc la cel mai profund nivel, nimeni niciodată în niciun context nu este îndreptățit să se simtă în vreun fel superior vreunei ființe umane, indiferent de acțiunile persoanei, dacă vorbim de ființa umană, nu de acțiunile ei trecătoare sau, nu știu, de durată sau cum o fi, nu contează. Deci nimeni niciodată nu este îndreptățit să simtă această superioritate. Dacă simte această superioritate și slavă Domnului pe internet, în online, este o, iarăși, o, aș numi o iarăși boală, toți oamenii simt nevoia să joace acest rol de a fi superior. Tu nu știi să scrii, n-ai scris S liniuță A, n-ai făcut nu știu ce, te-ai exprimat greșit, numai comentarii din astea. Da, eu consider că cel mai mult cel mai mult dispreț sau cei care au cunoaștere mai multă, pentru că lor le se pare că știu foarte ego multe, spiritual. dar s-ar putea ca ei să nu știe nimic, pentru că într-adevăr, ego-ul spiritual, orgoliul spiritual este cel mai puternic. Periculos. Adică în sensul că este foarte tentant să spui că eu știu, eu fac, eu dreg. E o treabă foarte tentantă din care oamenii se hrănesc cu energie. Adică umilindu-i pe ceilalți, normal că tu te simți mai bine și e o înlățuire ușor de intuit. Deci cei care spun că știu, nu știu, de fapt. Știu niște lucruri, știu niște lucruri. La un moment dat am știut și eu adevărul. Niște lucruri. Dar nu, cum să zic, nimeni nu este îndreptățit să se simtă superior. Eu cred că am spus destul suficient, am spus destul de clar. Da. Deci, dezgustul vine din neacceptarea părților noastre mai puțin plăcute. Și slavă Domnului, ceilalți ne oglindesc suficient încât să ne dăm seama care sunt alea neasumate. Nu e nevoie să mișcăm un deget ca să ne dăm seama, dar e nevoie să mișcăm mai multe lucruri ca să le asumăm, acele aspecte, și să înțelegem că aspectele neplăcute zac în fiecare om, cum am spus în emisiunile despre umbră. Așa, iar disprețul, cum am spus, deci iarăși conștientizări, că superioritatea este o boală sau un parazit, cum spunea o cunoștință de-a mea, care ne strică relațiile, nu face niciun bine treaba asta. Să trecem și alte emoții. Trecând la rușine acum, rușinea este acel disconfort. E o senzație puternică care de disconfort pe care o simțim atunci când suntem în centrul atenției sau ni se pare că suntem în centrul rușinea atenției. Rușinea este legată de timiditate, cred.
Seamănă într-un fel. Are legătură, are dar legătură. Nu neapărat. Rușinea... Pentru că, în general, oamenii timizi se și rușinează foarte ușor. Da, dar cred că de-aia tot nu au curaj dintr-o să... necunoaștere, tot din judecata aceea puternică, autocritica aia puternică, din criticul interior, cum mi se spune, da, care ne spune că am făcut ceva greșit, că de multe ori nu facem absolut nimic greșit, dar avem noi senzația că am făcut ceva care nu-i chiar dacă în, facem nu-i ceva ceea ce considerăm că e greșit, s-ar putea să facem din cauza că subconștientul nostru vrea lucrul ăsta să cunoască experiența respectivă, nu? Da, dar din punctul meu de vedere avem un drept de veto când devenim conștienți. Adică, da, eu am un impuls din subconștient acum, să fac un rău cuiva. Dar până să fac acel rău, devin conștient de, uite, mi-a venit chestia. Ăsta e rolul autocunoașterii. Asta înseamnă autocunoaștere. Observ că îmi vine să fac asta. De ce îmi vine să fac asta? E o acțiune normală? E o acțiune... Ce consecințe va avea acțiunea mea? Deci asta înseamnă să fim conștienți. Că toată lumea zice, a, dar eu sunt conștient. Ce vorbește tipul asta despre a fi conștient? Cum am primit un comentariu la emisiunea cu comunicarea conștientă. Păi ce vrei să spui, că noi suntem inconștient? Ai ofensat pe toată lumea. Ok. Dar sunt anumite condiții care, adică sunt multe lucruri, dacă stăm să ne gândim, să vedem cât de puțin conștient suntem. Adică și a fi conștient implică mai multe grade. Deci, ce facem în cazul rușinii ca soluție? Iarăși conștientizăm de ce ne este rușine, dacă suntem îndreptățiți să simțim acea rușine, dacă, nu știu, am făcut o faptă atât de gravă sau, bine, acum trăind în epoca bullying-ului, a agresiunii astea online, care se manifestă tot timpul, și adică practic nu poți fi niciodată la adăpost, că pui o poză, că pui un comentariu, că pui un articol, că pui un video, că recomanzi ceva, că dai mai departe, oricum cineva îți găsește un nod în papură, să zic așa. Și atunci depinde persoana respectivă ce spune despre tine, cât de mult îți pasă de lucrurile alea, dacă, nu știu, ai impresia că toată lumea va asculta părerea acelei persoane și dacă părerea acelei persoane va influența toate celelalte păreri ale prietenilor. În fine, sunt multe drame care pleacă din online, multe cazuri care, nu știu, familii distruse, relații de prietenie care au durat o viață până pe Facebook când s-a întâmplat ceva și s-au rupt. Asta și din cauza că oamenii în online nu-și asumă. Deci dacă la profil e o poză cu un copac, un câine, o pisică, nu contează, un îngeraș, ce doriți, omul sub anonimat, adică nu știu dacă nu are numele lui sau nu are poza lui sau așa, poate spune orice. Și oamenii în momentul în online-ul a dat voie și oamenilor foarte frustrați să-și verse toate frustrările pe internet, fără să-și asume nimic, pur și simplu. Și atunci normal că oamenii au căpătat această frică și această rușine, imediat cum spune cineva ceva, aoleu, ce a spus ăla despre mine, uite, a văzut toată lumea că a spus și tot lucruri din astea, care de fapt ne-ar îndemna să învățăm despre emoțiile noastre, să învățăm despre ceilalți, să învățăm despre faptul că ei gândesc într-un fel, că nu-și asumă, e treaba lor, noi cu treaba noastră și așa mai. Treaba mea, treaba ta și treaba lui Dumnezeu. Ok, deci am vorbit și despre rușine. Urmează, vreau să las loc subiectului meu preferat, dar voi trece la el, cel cu empatie. Voi trece la el abia după chiar ce... Chiar vreau să întreb, când o să vorbesc? Da, da, l-am lăsat mai la urmă așa, pentru că el rezolvă toate lucrurile din gama emoțiilor. Vreau să zic că în
încheind treaba asta cu emoțiile, cel mai important este unul, să ne întrebăm de unde vine acea emoție. Deci, ca să fac așa un mini rezumat, de unde vine emoția respectivă, pentru că această întrebare declanșează conștientizările care vor urma, da? De obicei, mintea creează toate gândurile care, gândurile la rândul lor creează emoțiile, așa, și să devenim conștienți de lucrurile astea. Conștientizarea este mai mult de 80% din procesul de gestionare a emoțiilor, din punctul meu de vedere. E suficient să-ți dai seama de unde vine, din ce motiv și ce trebuie să faci în continuare. În primul rând, respiri, indiferent care ar fi emoția. O singură respirație deja schimbă, o respirație din aceea profundă până în abdomen, schimbă tot. Schimbă toată energia, te ușurează așa, și dă voie energiei să curgă, adică în sensul să te clarifici, să înțelegi altfel lucrurile. Și nu în ultimul rând, schimbarea mentalității, deci înțelegerea funcționării minții, schimbarea mentalității cu privire la ceilalți, da, la înțelegerea celorlalți. Și această respirație, eu cred că rezolvă... Dacă am multe condiții, sunt oameni care nu sunt dispuși să facă compromisuri de genul ăsta. Compromisuri în sensul... Adică în sensul că să schimbe mentalitatea? Să schimbi mentalitatea, să... Viața te obligă, adică experiențele durează. E un proces de durată, n-a spus nimeni că facem dezvoltare într-o zi. Da. Ne culcăm într-un fel și ne trezim în alt fel. Cei care încă speră să vină portalul, să vină, nu știu, eclipsa, să vină să-i transforme, ok, bine. Și să devină străvezii. Da, și să devină transparent sau luminoși sau să, nu știu, habar n-am. Prostii. Deci, asta e treaba cu emoțiile. Acum, empatia. Empatia se definește foarte simplu, să te pui în locul celuilalt. Să te pui în locul celuilalt... Chiar dacă nu cunoști așa multe lucruri despre persoana respectivă, să poți să faci un scenariu ajutător, adică în sensul, chiar am auzit o poveste acum câteva zile, că să presupunem că doi oameni au accident. Unul îi taie calea celuilalt cu mașina. Cel care era nevinovat se ridică din mașină și dă să-l strângă de gât pe celălalt, nu? În cazul în care ei încă sunt întregi și funcționali. Da. Așa. Dacă, de exemplu, ar ști că cel care i-a tăiat calea se grăbea la spital pentru că fiul lui, nu știu, a căzut pe scări sau, nu știu, ceva. Dacă ar ști treaba asta, s-ar mai duce să certe cu el sau pur și simplu l-ar ajuta el să ducă mai repede la spital? Deci sunt anumite lucruri, putem face presupuneri despre ceilalți în momentul când chiar vrem să ne punem în locul lui. Dar eu cum să mă pun în locul lui X, că era pe stradă, habar n-am, nu-l cunosc, nu știu ce. Nu, dar pot presupune că starea lui pe care o avea a fost generată de ceva. Nu? Și atunci când ne ducem la, nu știu, la un ghișeu și toată lumea se plânge de persoanele care sunt la ghișeele de, nu știu, plătit impozite sau trezorerie sau așa. Toată lumea se plânge. Unde este aglomerat? Unde este aglomerat? Să ne imaginăm, asta este una dintre situațiile în care putem să ne imaginăm, ok, cum m-aș simți eu dacă aș sta aici 8 ore și ar veni sute de persoane cu sute de nemulțumiri, cu sute de fiecare cu problemele lui. Cum aș simți eu după 7 ore de stat aici? Poate aș fi la fel de acră ca și persoana de la ghișeu. Astea sunt tipurile de lucruri. Bine, empatia este un subiect mult mai amplu. Poate, adică nu avem timp să-l dezbatem aici poate tot, dar pe într-un limbaj foarte simplu, pentru că și empatia este la nivel cognitiv, adică când am făcut ce am făcut eu aici, presupune și așa, m-am pus în locul lui cu gândul, cu gândul, cu mintea, dar există și o empatie emoțională, adică care se poate dezvolta, este o abilitate care se poate dezvolta până în faza în care simți
stările persoanelor din jur. A simți starea persoanei cu care interacționezi este un lucru extraordinar pentru că te ferește de multe situații conflictuale. Adică, mă întâlnesc cu cineva pe stradă, da? Cu o prietenă cu care nu m-am văzut de mult. Dacă nu am această abilitate de a simți starea ei, bună, ce faci? Mamă, ce succes am avut în ultimii 2 ani, am făcut aia. Ce s-ar întâmpla să presupunem că persoana respectivă tocmai i-a murit fiica, fiul, soțul sau așa? Dacă nu simți că ea este tristă, tu vii cu entuziasmul ăla și ea se uită așa la tine și tu nu știi de ce se uită așa. Zice, a, dar cum, nu te bucuri pentru mine? Ghici ce? A avut o problemă maximă acasă. Deci, da, sunt situații. Empatia poate fi dezvoltată până la nivelul de a simți stările celor din jur și mai mult de atât o să-mi spună, păi n-am niciun interes să simt eu toate tristețele persoanelor cu care mă întâlnesc. V-am spus, este un subiect amplu. Putem gestiona această simțire, acest simț de a-i simți pe cei din jur, reamintindu-ne permanent că în momentul când simți o durere a celuilalt sau așa, este un dar. Mulți spun că e un blestem în sensul că, păi, când mă întâlnesc cu nu știu cine și e încărcat negativ, eu când ajung acasă stau lată. Păi da, dar dacă devenim conștienți că acele lucruri nu sunt ale noastre, nu sunt, adică e experiența persoanei respective și avem doar compasiune, adică în sensul că nu intrăm cu totul în experiența persoanei, putem merge acasă, facem un duș, nu știu, stăm relaxați și 3 minute suntem înapoi. N-am vorbit, îmi pare foarte rău că n-am vorbit, măcar în ultimele 2 minute, despre vulnerabilitate. Deschiderea emoțională se numește, sau nu știu, vulnerabilitatea se numește deschidere emoțională, în sensul când ești dispus să fii deschis cu ceilalți, să fii sincer, să fii autentic, să fii, nu știu, și să-ți arăți și defectele, nu doar calitățile. Vreau să spun și să subliniez că vulnerabilitatea este singura și unicul lucru care ne poate apropia unii de ceilalți. Chiar dacă ne e teamă de judecățile celor din jur, chiar dacă ne e frică de, nu știu, că o să fim considerați proști, nu știu, o să fim considerați în diverse feluri, vulnerabilitatea este singurul lucru care ne poate apropia și ne poate crea conexiuni sufletești profunde și relații extraordinare de prietenie și dar timpul a expirat. Da, îmi pare rău că am lăsat așa de puțin timp noastră pentru asta. Da, mulțumesc. Poate o să facem o emisiune doar despre vulnerabilitate și empatie. Venit la mulțumesc invitația și mea. Mulțumesc și eu. Mulțumesc pentru atenție și vă urăm până la următoarea emisiune să aveți experiențe cât mai frumoase, să trăiți emoții benefice și să învățați să le gestionăm pe celelalte. Și poftiți la povești, dacă sunteți romașcani sau din împrejurimi. La revedere!